Poate ce ți-e așa de frică, domnule Vlad? O moarte cinstită e mai comodă decât o viață mincinoasă. Nu, tu nu existi. Nu existi. Deci tot ce spui tu sunt gândurile mele. Ești doar o proiecție a minții mele. Ea intră și trage ușa după tine. De ce am senzația că te cunosc? Dintotdeauna. Păi și mie ești practic străin. Și ce cauți în locul ăsta? Ce cauți tu aici? Parcă te știu din altă viață. Eliza. De ce ai făcut asta? Sunt cine ești. A fost odată un bărbat pe nume Adrian, care avea doi prieteni, pe Ștefan și Leo, și o fată, Eliza, pe care o iubea mai mult decât orice. Tata, eu nu pot să fac asta. Îl iubesc pe Adrian. Alege între fericirea ta și viața Roxanei. Am zis da? Condoleanță! Ți-ai dat viața pentru ea prost. Please. De ce îmi faci asta? Dar ei l-au trădat. I-au luat totul, familia, visele. Piața. Cine e asta? Colegul nostru. Cum îl cheamă? Adrian Anuții. Dar Adrian nu mai există. Și în locul lui am rămas doar eu. Iar numele meu este Vlad. Cine ești tu? Cine ești? Cineva care are totul și nimic de pierdut. Tu ești așa? Cine ești? Cine ești de fapt, Vlad? Cine ești tu cu adevărat? Tata, sunt Adi. Sunt Adiță. Adrian. Băiatul meu. Am știut eu. Hai să fii. Cine ești? De ce ai vorbit, idiot? Ai întârziat. Ai spus două minute. Viața mea nu valorează nimic. De ce să mă răpești? Hai, pregătește trupele. Te ții după el și-mi dai semn. E doar o chestiune de timp până când devin suspect în dispariția ei. M-am săturat să te ocup. Vreau viața mea. Tot ce am făcut pentru tine, să te știm în siguranță. Păi, în cazul ăsta nu va reuși deloc. Eliza, te-ai gândit vreodată oare cum ar fi să te mai vezi o dată cu Adrian? Nici eu, nici tu nu mai suntem cei de atunci. Ne-am pierdut unul de altul. Ne-am pierdut fiecare pe sine. Am făcut lucruri de nefăcut. Ce-ai căutat în patul meu? Îmi plăsit iubirea asta cu viața copiilor mei! Ce ești, cocotea inginerului? Zi-mă să nu mor prost! Da. Care e legătura ta cu Adrian? Care, Adrian? Ce se face? O să mă omori? Nimănui nu-i pasă de tine. Se putrezești ca prost în închisoare. Zic că cineva vrea să facă mișto de dumneavoastră. Greșești, inginere. Eu am pe masă toate cărțile. Trebuie doar să le pun în ordine. Sunt 500.000 de euro aici. Așa. Nevoie de 3 dinți de la tine. Poate că ăsta e prețul cu care trebuie să-ți răscumperi sufletul. Taci! O mare lumină pe drum? Afla cine sunt, a trebuit să le limit. Ai împușcat doi iepuri deodată! Și pe Titi și pe mine! S-a întors și ne ia pe fiecare la rând. Dă-mi-l pe Anuții și-ți promit că nu se va atinge nimeni de tine. Se apropie sfârșitul, bani. Vine nota de plată. Totuși, uite că e ceva care a rămas neschimbat. Și faptul că încă te iubesc. Mi se pare de tot rahatul să lăsăm pe Vlad. Scapă cine poate. Sper să am întrebări pentru câte răspunsuri dețineți dumneavoastră. Fugiți în pădure! Thank you.
Cine ești, domnule Vlad Pop? Întrebarea conține și răspunsul. Nu, nu e așa de simplu. Știi că întrebarea pe care ți-am pus-o nu e o simplă întrebare. Hai să nu ne mai prefacem că nu înțelegi ce te-am întrebat, da? Nu ne prefacem. Sunt Vlad Pop, nu am un alt răspuns la această întrebare. Am dreptul să știu unde ne aflăm și am dreptul la un avocat, nu? Categoric, categoric. Păi să presupunem că ești într-un loc fără nume, fără memorie, de unde poți să pleci liber sau direct la pușcărie. Și pentru un plus de eficiență ne oprim aici. Evităm problemele. Legat de avocat, crezi că ai nevoie de unul? Nu știu, am nevoie? Nu, 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 că nu merge așa. Aici eu pun întrebările, tu ești cu răspunsul. Reluăm. Deci, cine ești? Atunci răspund doar în prezența unui avocat. În continuare, eu vin după tine. Nu mai pot. Nu există, nu există, uite-te la mine. Nu mai pot să mă minți. Ba da, poți. Ne așteaptă tata, uite-te la mine. Fugi, 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 am zis. Fugi. De nicăieri la brațul Deliei, în saloanele de poker bucureștene, mai mult sau mai puțin legale. Nu mai jucase nimeni cu tine, nu te știa nimeni și cu toate astea totuși ai luat potul cel mare, fără niciun drept de apel. Hai să-mi spui că nu e nimic ilegal să câștigi la poker și vei avea dreptate. Mă vei întreba de ce ești tu demn pentru o involuntară, iată, ședință foto. Și am să-ți răspund, domnule Pop. Extravaganțele tale, contrariantele tale extravaganțe. Printre extravaganțele tale se numără, de exemplu, și prietenia cu tânărul Răzvan Anuței. Da, un simplu băiat din Colentina, prin nimic remarcabil. Doar că e fratele lui, celebrului Adrian Anuței, criminalul vedetă de acum 12 ani, care între timp a ars într-un incendiu. Și acum te întreb, domnule Vlad Pop, de ce bați cărările până la casa lui Anuței? Hm? Ce discuți în calitate de milionar cu prăpăditul ăsta mic? Ce? Domnule procuror, sper că prietenile dumneavoastră nu se măsoară după grosimea portofelului. Nu, 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 sigur că nu. Aveți dreptate. Nu, nu, nu. Unde există afinități, grosimea portofelului nu contează. Nu contează, dar nici nu deranjează. Cezar Cristoloveanu. Soțul Deliei, zis și inginerul. Și aici vă rog frumos să fiți atent. A fost coleg de pușcărie cu Adrian Anuței. Și nu coleg doar pentru că au fost închiși în același timp, nu.
erau nedespărțiți. Ca Nicu cu muștarul. Domnule Vlad Pop. Nu vi se pare totuși ciudat, hă? Să fiți prieten și cu el? Vedeți? Pe mine coincidențele astea mă nebunesc, domnule Pop. A naibii coincidențe, nu? Și care e întrebarea? Păi tocmai ți-am pus-o. Cine ești? Asta e întrebarea. Cum de țopăi ca un țânțar de la familia spirituală a Anuței, care locuiește într-o vilă superbă, la familia naturală, mama, tata, fratele, înghesuiți toți într-o magherniță în Colentina? De ce? Era un tip Murphy. Era foarte cunoscut pentru legile lui. Dacă ceva poate să meargă prost, va merge prost. Dacă o felie de pâine unsă cu unt va fi scăpată jos, va cădea inevitabil cu fața în jos. Dacă tot ceea este un ciocan, toate obiectele din jur îți vor părea cuie. Mm-hmm. Nu vă înțeleg obsesia asta pentru Anuței. Dar chiar asta ar putea să fie cauza unor legături inexistente. Da, sunt prieten cu domnul Cezar Cristoloveanu. Prin alianță. Mă știu cu Delia de foarte mult timp. Am jucat poker împreună și tot ce știu eu, știu de la Delia. Ea este soția domnului Cristoloveanu. Deci, da, putem spune că sunt prieten prin alianță. Știu că a făcut pușcărie, dar de ce a făcut pușcărie este un subiect pe care nu prea îl abordezi. Cu Răzvan Anuței am petrecut aproape o noapte în spital. El era cu tatălui la terapie intensivă, eu cu mătușa și, într-adevăr, am pus o vorbă bună către medici să-l ajute pe tatăl lui. Și probabil asta ne-a apropiat. Atât. Acum, domnule procuror, dacă dumneavoastră nu aveți decât aceste fotografii făcute de un paparazzo care nu prea are acces la niște povești mai interesante, eu aș cam pleca. Pentru că mai am multe de rezolvat astăzi. Cine mai scrie în zilele noastre de mână, domnule Vlad Pop? Nici eu, nici tu nu mai suntem cei de atunci. Am făcut amândoi atât de multe lucruri care par aiurelile unei ursitoare nebune și rele. Totuși, uite că e ceva care a rămas neschimbat. Felul în care scriu eu eul. Și faptul că încă te iubesc. Thank you.
cum spuneai că se cheamă locul ăla unde trebuie să ajungem? Ți-e frică? Ce, ție să nu fiu vreo psihopată să te omor pe aici pe pădure? Dar nu-i ciudat că acum câteva zile stăteai cu lama pe vene și acum ți-e frică să nu mor? Ai rezumat suma contradicțiilor mele. Dacă mă omori, să mă omori frumos. Da? Promit. O femeie rănită, domnule Pop. O femeie rănită nu face economie la cerneană. Asta se știe, nu? Numele Ivana Drăgoi. Vă zice ceva? Da, am cunoscut-o la niște partide de poker. Este soția parlamentarului. Nu-mi spuneți că și ea are o legătură cu Anuții. Nu. Sau, mă rog, nu știu eu. Nu, are legătură cu Vlad Pop. A venit într-o noapte la secție de poliție și a scris răvașul ăsta. Am fotografie aici. A spus că soțul a bătut-o sălbatic și că dumneata e sechestrat-o. Acum eu nu știu care dintre voi are pile mari în poliție. Cert este că declarația asta a fost ruptă în bucăți și n-a primit număr de înregistrare. Dar ceea ce n-ați luat voi în calcul, nici tu, nici Drăgoi, este solidaritatea femeiască, domnule Pop. Cristina Potec, sergent la secția de poliție, a rupt scrisoarea aia în bucăți, exact așa cum i se ordonase, dar ce să vezi? În prealabil a făcut o fotografie. Așa, ca să fie. Vă dați seama? Feminismul ăsta cred că o să ne omoare într-o zi pe toți, domnule Pop. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, ce credeți? A doua zi după ce Ivana Drăgoi a depus declarația asta, a dispărut fără urmă. Ce spuneți de asta, domnule Pop? Vorbesc doar în prezența avocatului. Așa ar fi cel mai corect, mai ales că noi am și calculat traseele Ivanei Drăgoi după triangulația telefonului. Mă rog, soție de parlamentar nici n-a fost așa de greu, vă dați seama. Dar chiar, oare puteți ghici unde a fost localizată ultima dată doamna Drăgoi înainte să piardă telefonul semnalul? Hai! Am o vagă presimțire, domnule Pop, că dacă dau o raită pe la cuibușorul ăla de burlac, unde locuiești tu, am să găsesc amprentele Ivanei Drăgoi. Și da, ai dreptate. În cazul ăsta ai nevoie de un avocat foarte bun ca să te scoată din rahatul ăsta. După alea 30 de zile când vei sta cu siguranță închis aici la noi. După ce vei ieși, dacă vei ieși, o să-ți trebuiască foarte mult timp să-ți lingi rănile. Crede-mă, o să mă ocup personal de chestia asta. De ce am impresia că încă nu ați pus întrebarea principală? Răzvan, că nu sunt păpușa ta să te joci de-a doctorul cu mine. Ți-am zis că nu mi-e foame. Nu te-a întrebat nimeni dacă ți-e foame. Hai, gura mare, hai, ia. Ultima. Toată viața m-a obligat să mă la ore fixe. Na, să vezi tu cum e. Ia, hai, gura mare. Nu mai vreau. Auzi, dar sigur n-a scos niciun sunet?
Nimic. Mut. Doamna. Păi și de unde știi că era bărbat? Dacă n-a scos niciun sunet. Da, chiar așa. Poate și o femeie să facă măgăria asta. E pe Liza, o cred în stare de orice. Ei, da. Dacă era Eliza, o simțeam și din avion, care parfumul ăla al ei. Știu că vine cu 10 minute înainte să intre pe poartă. Și apoi știi și tu, Răzvan, că n-ar face așa ceva niciodată. Ține totuși la familia noastră. Da, și la fratele meu ține și... Ei. Dar nu mi-ai spus cum m-ai găsit. De unde ai știut unde să vii? Aolo, chiar să vezi ce fază. Idiotul sau idiota care te-a răpit a uitat o cărămidă pe masa din curte. Vlad a văzut-o, i s-a părut dubioasă și atunci mi-a picat și mie fisa. Cât de bou sau vacă să fii să uiți o cărămidă pe masă? Sau de fapt... Și am stat mai mult să mă gândesc, nu știu dacă a uitat-o. Mă rog, și cine dracu care o cărămidă cu el? Sau poate că totuși cu ea, nu? Totuși. O fi ea. Lăsat-o intenționat. N-a uitat-o. N-a uitat-o. A lăsat-o intenționat. A lăsat-o intenționat tocmai ca eu să vin să te găsesc. Dar de ce? Asta nu înțeleg eu. De ce? De ce? Ești la fel de frumoasă ca maică ta. Ești de-a dreptul superbă. Ești Iordache, nu? De ce vrei să mă omori? Nu te cunosc, nu? Nu ți-am făcut vreodată ceva rău, habar n-am cine ești. Spune-mi și mie, măcar să nu mor proastă. Nu pe tine vreau să te omor. Vreau să omor ceea ce reprezinți tu. Și ce reprezint eu? Reprezinți trădarea mamei tale față de mine. Păcatul și preacurvia ei. Minciuna spusă în ochi. Baciucura supremă. Și mai reprezint și predarea tatălui tău față de mine, cel mai bun prieten al lui. Pare nespus de rău, n-am nimic cu tine, dar ești singura cale prin care pot să-i fac să simtă ceea ce am simțit eu. Durerea aceea imensă. Vezi că până la durerea aia lor, plânsul ăsta o să intre în mine. Pe mine o să mă doară și eu o să fiu singura fraieră care plătește un păcat pe care nu l-a făcut. Așa e dreptate. Și de ce îmi cer iertare pentru răul pe care ți-l pricinuiesc? Cine știe, poate nu pot revanșa în viața de apoi. Sau într-o viață viitoare. Mi se pare normal. La viața de căcat pe care am avut-o, sfârșitul să fie și mai de căcat. Nu că ea ai treabă. Dacă te apropie un pușcă. Eu știu cine ești. Domnule... Vlad Pop. Ești o extensie a inginerului. Un paravan. Un fel de mână, o interfață fățoasă cu puțină minte de care el se folosește. Și ca să n-aibă nicio legătură directă cu nimic, te folosește pe tine. Un alter ego al lui, mai frumos și mai tânăr. De-aia și ești prezent acolo unde sunt interesele lui Cristoloveanu.
De la jocurile de cărți până la casa lui Luții. Hai. Dă-mi-l pe Cristo Loveanu. Și promite-o că orientez ancheta numai și numai spre Drăgoi. Să ți-l dau. Cum să ți-l dau? Știu și eu. Dovezi incriminante ale activităților lui ilegale. De exemplu. Este ca și cum domnul Cezar Cristo Loveanu și-ar păstra un registru al afacerilor murdare undeva într-o vitrină în sufrageria lui. Nu știu exact ce afacere are, dar cu siguranță este acoperit. Hai să nu ne mai prefacem. Nu știi ce afacere are? Păi zic eu, că eu știu. Doar că e foarte greu de prins. Și da, ai dreptate, exact cum ai spus. Nu-și lasă mizeriile la vedere. Uite, de-aia îți propun un flagrant old school. Cu microfoane și... tot tacâmul. Ce zice? Adică să intru la el în casă cu microfoanele pe mine. Mm-hmm. Ca un trădător din ăla, din filmele mafiote. Trădător. De ce? Depinde de care parte a binelui te situezi, nu? Pentru mine, oamenii care fac asta, sunt niște eroi, să știi. Trădătorul este trădător, indiferent cum o dai. O să se prindă. Depinde cât de bine acționăm. Cristo Loveanu este foarte pasionat de uraniu. Te duci la el și prezinți un client foarte important. O afacere practic de nerefuzat. Exact, cum ai spus, ca în filmele cu mafioți. De ce ești tu așa de chitit pe Cristo Loveanu ăsta? Este practic un bătrânel care și-a petrecut un sfert de viață în închisoare. E singurul care mă poate duce la Anuței. Și-a refuzat să o facă. Și atunci am să-l forțez. Prin tine. Dacă te apropii zborcăiei... Ce treabă ai tu cu ea? Lasă-o să trăiască. Vino lângă mine să vorbim, să ne cunoaștem mai bine, să ne împușcăm cum vrei tu. Iulia, pleacă de lângă domnul Iordache, du-te în pădure. Stai aici, nu? Tatăl tău face coregrafia. Ți-am spus că n-am nimic cu tine. Cezare, Cezare, cum mi-ai furat tu mie viața, Cezare? Am plătit scump. Cât vrei să mă mai pedepsești? Ai iubit-o pe maică, să lasă-o să trăiască. E mai bine așa, femeile, copiii deoparte, între noi, bărbații. Între bărbați? Tu nu ești bărbat, Cezare. Un bărbat are demnitate, are cuvânt. Ești un trădător. Uite, pun pariu că dacă lasă cum a să plece, dacă era așa, hai să vedem. Pleacă, du-te în pădure. Acum, fugi, pleacă. Pleacă. Pleacă! Cezare! Ți-am spus că nu ești bărbat. Ți-am spus că n-ai cuvânt. Respira! Iubirea mea, respira! N-ai nimic, o să te scoatem de aici. Iulia! Deci? Am cuvântul tău? Cât valorează un cuvânt din gura unui trădător? Lasă-mă pe mine să-mi fac grijile astea, te rog frumos.
Uite, vezi, genele astea fluturate în podea nu mă ajută cu nimic. Uite cum facem. Uite-te la mine. Și repetă. Îmi dau cuvântul că te ajut să-l înfunzi pe Cristoloveanu. Și să dea dracu să nu te ții de cuvântul ăsta, auzi? Hai. Îmi dau cuvântul. Hai! Am să te ajut. Îmi dau cuvântul? Îmi dau cuvântul. Că o să te ajut. Că o să te ajut. Să-l înfunzi pe Cristoloveanu. Să-l înfunzi pe Cristoloveanu. Bravo! Bine. Când ne-am întâlnit, te grăbeai undeva. Sper că nu te-am reținut cam mult, îmi pare rău. Da, gata, ești liber. O să primești indicații de la mine cât de curând. Ți-am dat cuvântul. Cred că e suficient pentru astăzi. Lăsați-l acolo de unde l-am luat. Și fiți cu ochii pe el 24/24. Marian și Dobre au căzut în pădure. S-am dat share location de pe telefoanele lor. Mergeți și faceți curat și după aia ne vedem la sediu. Au păzit toate intersecțiile din apropiere. Nu i-a văzut nimeni. Poate au luat-o pe jos. Cu ce s-a rănit, n-au șanse prea mari să ajungă departe fără să dea băieții peste ei. Iulia! Iulia! Sus! Ieși din mașină! Caută în agenda, doctorul Richiș. Acum ajungem. Iubirea mea, acum ajungem. Bravo, Răzbi. Tata!
la casino. Acum ajungem. Acum ajungem. Respira, iubirea mea, respira. Uită-te în ochii mei. Eliza? Eliza! Îmi cer scuze. Vlad? Ce faci aici? S-a întâmplat ceva? Nu știu dacă e bine ce fac. Simt de ce... De ce vreau să fiu cu tine tot timpul? Și știu foarte bine că toată lumea din jurul meu o să sufere. Să dureze ceva, nu are rost să stați aici. Duceți-vă în spate și reveniți-vă puțin. Zic că te-a dat grav, scapă. Îi scos lonțul și pe antibiotic, dar n-are ce să pățească. Duceți-vă în spate, l-aducem și pe el după ce l-o operez. E riscant dacă vă vede cineva aici.
Dacă vrei și părerea mea, să știi că de chestiile astea trebuie să fugi. Nu să te holbezi la ele. Nu vreau și părerea ta. Ce faci cu aia? L-aștept pe nemernic. Care nemernic? Are nemernic. Ăla de-a răpit-o pe măta. Ce? Sunt convins că se întoarce, da? Să fiu pregătit. Eu nu cred că mai vine. M-am tot frământat să înțeleg ce-a fost cu cărămida aia. Și eu nu cred că răpitorul ăsta a uitat-o pur și simplu pe masă. Cred că mai degrabă a lăsat-o acolo intenționat. A plantat-o, cum se spune. Păi de ce, mă? De ce? Nu știu. Asta încerc și eu să înțeleg. Auzi? Fabrica aia de cărămidă, când s-a închis? Înainte să te naști tu, bă. Te unde că erai mic și Adiță tot dispărea de acasă. La început mă uitam să speria. După urmă ne-am obișnuit. Se ducea cu Ștefan la fabrica de cărămidă. Păi bine, mă, acolo vă jucați voi în praful ăla. Ei visau. Visau că într-o bună zi o să cumpere fabrica aia. Și o să facă ei acolo un Point house. Da, mă, de ăla, da. Ce copii buni. Și cum s-a ales. Bravo. Ce faci, Carla? Tu o nebună ai rămas. Tot urâtești. Asta cine? Ea e Ivana, e o prietenă. E Ivana, o prietenă. Cui? Păi nu știu. Auzi? Ce-i? Nu vrei să facem curândul? Adică? E dimineață, n-ai dormit deloc. Te duci, tu te culci 2-3 ore. E... Facem așa? Facem așa, facem, da.
Da. Bă, ca să fim odihniți dacă vine nemernicul ăla și ne atacă. Auzi? Hă? Ia stai. Ia tu fluierul ăsta, bă. Sufli în el. Uite așa. Sufli, eu aud, vin cu santerul și iau gâtul. Chiar să mă duc în cămară să-l iau. Vezi că mă duc să mă întind vreo două ore. Mă, corect. Nu merit. Am dat în tine. Îmi pare rău. Iartă-mă, eu nu dau în femei. Adică dau, dacă e, dar... Încerc să evit cât pot. Nelo. Am nevoie să știu ce s-a întâmplat în noaptea aia. Nu mă interesează de tine, că era o jigodie, a făcut numai rău la viața lui Dana. Vreau să știu cu cine mai erai. Înțelegi? Îți dau ce vrei tu. Spune cât vrei și eu îți dau. Numai să-mi răspunzi. Felicitări. Luați-le banii, oricum mi-i spală. 32, roșu. Un rând la toată lumea, ok? Băieți, cât un șon din partea mea. La toată lumea. Ocupă-te. Domn Dragomir, rămâneți, vă rog, în perimetrul de joc. Haideți, vă rog eu frumos. De ce? Domn Dragomir, pe cuvânt, nu-mi faceți probleme. Așa a zis domnul Iordache să nu treacă nimeni încolo. Și eu sunt nimeni? Hm? Vă rog eu, nu-mi faceți probleme. Cine e Iordache pentru tine? Șeful meu. Corect. În cazul ăsta, eu cine sunt? Hm? Eu sunt Dumnezeu. Că la ce am făcut pentru tine ar trebui să-mi pupi picioarele, așa e? Așa e, domnul Dragomir, dar acum vreți să-mi faceți probleme? Haideți, vă rog eu frumos. Ce-mi faci tu mie, mă, Nelo? Am bani, am o casă, o vând. O să am și mai mulți bani. Zi-mi cât vrei și eu îți dau. Jur pe Sfânta Cruce că îți dau. Nu mai răspunde. A? Erai cu Adrian, a? Zi-mă, parașută ordinară, că să mor când ies de aici, dacă nu te omor! Iartă-mă, Nelo. N-am vrut să zic așa, n-am nimic cu bagaboatelor, cred penal ar fi ele, adică cine sunt eu să judec, nu? Stau prost cu nervii de când cu... Nelo, te rog.
Spune-mi dacă Adrian trăiește sau nu. L-am iubit pe Adrian. A fost ca fratele meu mai mic. Încă-l iubesc. Te rog, spune-mi. Zi-mă, parașută ordinară, mă, că dacă nu... Mă, că ies de aici, Nelo, dacă nu te joc în... În picioare să te joc. Streață ordinară. Florine? Florine? Vezi că mă deranjează băiatul ăsta. Ăsta? Dar ce ți-a făcut? Belește ochii pe mine și zice măscări porno. Auzi? Vino cu ce un pic. Hai, mă, vino un pic. Ce-ai făcut? Tu te legi de domnișoara Nela? Auzi? Să nu mai supere, ai înțeles? Domnișoara Nela e o doamnă. Da, Barbu. Ești bine? Am încercat să dau de tine și aveai telefonul închis. Povestim. Vezi că nu mă duc acasă, că e cam murdar acolo. Apropo, n-ar strica o curățenie în general. Da, am înțeles, mă ocup. Ce bine că ai răspuns. Vezi că vin către tine. De că știu ce n-a răpit-o pe mama. Răzvan, vezi că nu sunt acasă. Sunt foarte obosit, n-am dormit toată noaptea. Și hai să o lăsăm pe mâine. Te rog frumos, e important. Bine, hai să mergem undeva să mâncăm. Vlad, pe bune, eu ți-am zis că știu cine a răpit-o pe mama și ție ți arde de restaurante? Vin un sfert de oră, după care gata, scap de mine. Te rog frumos, dacă nu vorbesc cu cineva, explodez. Bine, stibit adresa. S-a schimbat adresa. Are mai multe case. Păi are. De ce să n-aibă? Credeai că e bugetar ca noi? Nu e. Bun, sună-l pe... Demiglas și să-i dai coordonatele mașinii să-l țină în trafic. Și până dau eu cheie să plece, da? Și dăm noua adresa lui Vlad Pop. Acum, stai. Thank you.
domn Dragomir, vă rog eu frumos, v-am spus că nu aveți voie să... Au, luați. Ați umblat la astea. Afară. Mișule, bă, tu știi ce-s astea? Nu știu, eu sunt de la pază, afară. Haideți, afară. Băi, astea sunt acte semnate gata. Cu numele meu, afară. Înțelegi? Băi, ia mâna de pe mine, uite, m-am gândit. Afară. Ești afară. Tu așa vorbești, bă, cu mine, nu te rușești? Agent Corneliu Dordea, actele la control, vă rog. S-a întâmplat ceva? Deci v-am cerut actele la control, vă rog să le prezentați. Și eu vă întreb, s-a întâmplat ceva? Am comis vreo ilegalitate? N-am avut. Dumneavoastră, ce ziceți? Hm? Ați comis vreo ilegalitate? Tocmai asta vă întreb. Așteptați aici. Stați un pic. Mă grăbesc foarte tare în momentul ăsta. Deci eu zic să nu vă grăbiți. Că graba la volan nu e bună. Așteptați în autovehicul, da? Domnul agent. N-am... Dacă aveți o atitudine recalcitrantă, să știți că putem să mergem și la secție, da? Grăbiți-vă, vă rog. Vă aștept. Știți că peste o lună va expira asigurarea, da? Și de când este asta o ilegalitate? Dar n-am zis că e. Dar peste o lună o să fie, nu? Lăsați nervii la volan. E păcat de mașina asta frumoasă și nouă, nu? Da, mulțumesc. A, să aveți grijă la pod, că e blocat de la lucrări. Ziceați că vă grăbiți, nu? Exact. Mm-hmm. La revedere. Mulțumesc. Suntem safe aici? Da, suntem în siguranță.
ce spune Iordache că eu reprezint trădarea ta față de el? Păcatul și preacurvia ta? Minciuna spusă în Nocba, jocura supremă. Am încheiat citatul. Te-ai văzut cu el? E un răspuns la întrebarea asta sau e doar ca să tragi de timp? Te-ai văzut cu el? Dacă tot n-ați putut să vă țineți pantalonii pe voi, era așa greu să folosiți un prezervativ? Nu-ți permit să vorbești așa, tatăl tău și cu mine. V-ați bătut joc de omul ăsta, asta ați făcut. Și de mine v-ați bătut joc de dinainte să mă nasc. Eu și Iordache avem foarte multe în comun. Suntem măia pe nefericirea cărora v-ați construi voi minunăția asta de relație. Ce mașina, dacă tot facem curățenie generală. Aia era cam murdară. Hai, ne vedem când termin treaba. Și după ce am atins acest țel, furtuna din suflet se potolește. Marea noastră suferință nu este frica de moarte, ci frica de viață. Să mori nu înseamnă mare lucru. Înspăimântător e să trăiești în frica. Băi, scuze că am dat buzna așa, dar ce faci? Erai cu cineva? Nu,
Eram singur, da? Vreau să mă bag în pat. Păi mi-a zis că vrei să mănânci? Mi-am luat un sandwich pe drum. Ah, ok. Fii atent. Am avut o revelație. Nu știu cum de nu m-am gândit până acum. Ce faci? Ce fac? Cauți ceva? Ai pierdut ceva? Da, caut telecomanda. Voiam să pun niște muzică. Ar merge niște muzică, nu? Vlad, deci, ascultă-mă puțin. Eu cred că răpitorul ăsta a luat-o pe maică-mea și... Am găsit un post foarte mișto care e cu muzică de-asta care reduce anxietatea. Tare. Ești anxios? A cine nu e anxios? De când vedeam... Aici m-a oprit poliția și voia să-mi ia carnetul și n-am înțeles de ce vor ei să-mi ia mie carnetul, că nu făcuse nimic greșit. Da, na, pur și simplu era o chitit să-mi ia carnetul. Ce ți l-au luat? A, nu, bineînțeles că nu. Dar sunt nebun, oameni. Vlad, ascultă-mă o secundă. Cred că pe maica mea a luat-o... Ce dracu faci? Păi să dau mai tare să fie. Dar și tu ești anxios. Vrei să comandăm ceva? Nu vreau să comandăm. Auzi, Vlad, pe tine te interesează chestia asta pe care vreau să-ți spun cu maica mea sau... Nu știu... S-a întâmplat ceva? Ai pățit ceva? Sunt foarte obosit. Și-ar vrea să mă bag în pat. Am avut o zi grea. Hai să vorbim mâine. Orice, mâine. Stai așa, nu mișca! Care ești acolo? Pun câinele pe tine, apu! Stai, Petre, ce ai? Noi suntem. Eliza, tu e... Bă, am crezut că e... Mateaș, te-ai speriat. O, Doamne! Maria e Eliza cu Mateaș. Sărumna, tanti Maria. Eu am crezut că e cineva la... Că și neseriosul ăsta de Răzvan, da. Trebuia să facă de planton, da. Și și-a pus palma în fund și a plecat. Nici nu știu unde s-a dus. A trebuit să stai eu de pază să nu se întâmple iară vreo nenorocire. Hai, intrați în casă. Ia uite ce m-am speriat. Auzi, Petre, ce-i? Dar să-mi arăt și mie câinele ăla. Care câine, mă? N-am niciun câine, am zis eu așa ca să te speri. Adică să speriu pe ăla dacă vine bunul. Ați crezut că suntem niște spărgători? Păi așa și arăți un spărgător, bă. Dar care e treaba cu plantonul? Nu înțeleg. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, ca la noi, la nimeni. Hai, intri. Da, Vlad. Ce face bita mea? Ce-ai, mă? Nimica, doar mi s-a făcut dor de tine. Ultima dată când ai plecat, m-ai lăsat dormind în pace de asta. Tu ești acasă acum? Da, sunt în Paris. Sigur? Da, sigur, cum altfel. Auzi? Nu vrei să treci pe la mine mâine dimineață? Și înainte să treci să oprești la barbă să iei niște croasante din alea bune, că știi foarte bine că sunt cele mai bune din oraș? Bine, iubitule. Vin. Doar că trebuie să-mi promiți că te găsesc în pat. Da, cum să nu. O să te aștept nud, ținută obligatorie. Ok, pa. Mulțumesc. Barbu? Avem o problemă. Unde ești? Și cu școala cum e? E bine, e Eliza, bine. Sigur nu vrei și tu? Nu, o să ajungă tanti Maria, nu mi-e foame. Ei, parcă griji cu lapte, e de foame. E de... Da, chiar. Mersi, mulțumesc. E bine. Matei, spun și scorțișoara? Da. E bine? Mersi, mersi. Păi și poliția ce-a făcut? Nu a luat amprente de la fabrică? N-au aflat cine e?
N-au început să facă cercetări? Ce cercetări, Elie? Ce cercetări? Ți-ai găsit cercetări? Ăștia sunt ocupați acum să-l ancheteze pe fiul mort. Cercetări, auzi? Da. Auziți, oare vă deranjează dacă rămânem și noi să dormim aici? Mătăi n-a dormit toată noaptea și mă gândesc că și pentru voi mai bine să nu stați singuri. Cum să ne deranjeze? Mă duc să fac patul în camera lui Mateiuț. Auzi, dacă ne deranjează, cum să ne deranjați? Stați că vin și eu, tanti Maria. Hai, hai. Rașchetează, rașchetează. Bagă, bagă. Mi-a fost cam foame. S-a făcut brusc dor de mine după 16 ani? Vrei versiunea în care te mint sau aia în care îți spun adevărul? Aia cu adevărul. Sunt sătul de minciunile tale. Am nevoie... Avem nevoie să dispărăm o vreme. Mă gândeam să stăm aici dacă ne lași. Data trecută, când a plecat de la mine, a plecat fără să mă mai întrebe dacă o las. Și ai fi lăsat-o? Nu e ca și cum nu ți-am dat timp să-ți treacă scarlatea. Au trecut 16 ani. Zi. Ne primești sau nu? Dacă îmi spui de cine fugi. Când tu mă bagi în război ale tale, vreau să știu și eu cu cine am de-a face, nu? Iordache. Vă ajut, tanti Maria? Nu, nu-i nevoie. Tanti Maria, mă gândesc de când cu... toată nebunia asta cu Adrian și cu escumarea și cu... Mă gândesc... dacă Adrian e viu. Cum o să fie viu, Eliza? Și unde să fie? L-a văzut cineva? Băi... eu sigur nu l-am văzut. Mă gândesc... poate l-ai văzut tu, tanti Maria. Că eu și am văzut ăsta de vultur. Vorba vine văzut. Totuși... tu ești mama lui. Tu n-ai cum să... dacă Adrian e viu, tu ar trebui să știi asta. Eliza, am plâns toți anii ăștia de mi-au secat lacrimi. Abia m-am liniștit. Iartă. Dar eu nu mai pot să vorbesc așa ceva. Băiatul meu e mort și are tot dreptul să fie lăsat să se odihnească. Dacă ar fi să fie așa, dacă ar fi viu, asta ar însemna că taică-tu a murit de mâna lui, nu? Da. Asta ar însemna. Crezi că nu m-am gândit la asta? Și dacă ar fi așa, la el, da.
tu la iertă? Tu? Nu știu. Sunt multe de cântărit aici. Matei, mai are pijamale pe aici? Vezi acolo sus. Eternul și fascinantul Iordache. De ce? S-a lupt lanțul de iubire sau de ce? Vorbești prostii. N-a fost niciodată. Dar ce-a fost? Relații profesionale complexe. Și mai e și drogul. Bărbatul Ivani. Pam, pam. Parlamentar. Cine mai știe că sunteți aici? Nici vântul, nici pământul. Ia puneți telefoanele pe masă. Ea n-are. Și ale mele. Ea n-are. Ma. Stele e la plecare. Cât stați? O vreme. Depinde de mai multe chestii. Hai, să vă arăt unde o să dormiți. Grecu. Nu știi, asta făcea Zorba. What a beautiful disaster, boss! Dansa, Sirtaki! Mă rog, tradițional e cu farfurii, dar nici grecii nu mai... Treaba! Ce este? N-am avut ce să face. Zice că e templul lui. Nu vrea să plece. A speriat toți clienții. N-ați avut ce să faceți. Hai, du-te și te culcă. Da, deci? Mai stau, poate mai avem ceva de semnat, nu, domnule Iordache? L-am găsit în biroul dumneavoastră, umblat prin hârtie. Ăla este biroul dumneavoastră, nu? Numele meu e acolo, pe hârtirile alea, corect? Păi dacă furăm amândoi, eu de ce nu sunt bogat? Ești bet, du-te și te culcă. Ce, Ștefan, ești dement? Hai, legați-l și duceți-l acolo la el.
Cum dracu a ajuns să stă aici și la documente? Pe coridorul de la toaletă. Nu știam care cheie de acolo. Păi și voi ce ați pusit? Nu? Mișule, mișule. De 10 ori am sunat-o pe Carla. Nu răspunde. Mi-au zis băieții de la pază de la ele că au plecat acum câteva ore. Am sunat și eu ca să verific, dar nici mie nu mi-au răspuns. M-am uitat pe GPS-ul mașinii, dar e dezactivat. Cum adică dezactivat? Mișule, și tu acum îmi spui? Pune imediat băieții să le caute. Ok. Băi, dar acum îmi spui? Sunt înconjurat numai de idioți. Zic cum stau, Șervane. Glonțul s-a oprit foarte aproape de nervul spinal. Între toracic și lombar. Nu l-a secționat, dar s-a poziționat milimetric. Nu asta te-am întrebat. E paralizat de la brâu în jos. Am făcut tot ce am putut, dar n-am reușit să evit nervul. Șansa de recuperare? Zero. Delia. Nici o vorbă, Iuliei. Nici o vorbă lui Cezar, ai înțeles? Da. E încă anesteziat. Dar se trezește în câteva ore. Aveți grijă ce vorbiți. E perfect conștient. Domn procuror! Ia zi. Dă și domnia ta o cafea? Dau, cum să nu dau? Tocmai aștept să mi se aprobe mandatul de 30 de zile pentru amândoi și cum mi-l aprobă, cum dau cafeaua. Fac cinste, promit eu. Domn procuror, a sunat Aristei, vă tot caută, nu răspundeți la telefon. Au ieșit rezultatele autopsiei lui Anuței. El e în mormânt. Celelalte roluri mai au ceva de spus. Numai tu nu mai ai vorbe și nici fapte. Ai crezut că ai locul tău? Ai crezut că există cineva pentru care contezi? Va trebui să înveți că nimeni nu contează pentru nimeni. E o lecție pe care odată ce ai învățat-o, n-ai voie să o mai uiți. Câți frați trebuie să mai pierzi ca să înțelegi că ești singurul tău frate? Vlad, câți oameni va trebui să mai rănești în încercarea de a te vindeca pe tine însuți? Absența ta din viața lor e leacul. Prezența ta dezechilibrează iar și iar. În spatele tău sunt toate înfrângerile. În fața ta sunt viitoarele înfrângeri. Și o știi deja, dar nu te poți opri să speri că undeva există un sens, o cheie, un răspuns la întrebarea pe care existența ta o pune celui de sus. Poate că în tine se află răspunsul la întrebarea pe care nimeni nu a îndrăznit să o pună vreodată. Poate că tu ești ecoul unui țipăt
pe care nimeni nu a avut curajul să-l strige, ești rezumatul unei vieți trăite pentru alții. Împăratul unui imperiu din cărți de joc, care are darul să se prăbușească la fiecare adiere de vânt. Ai rămas cu măreția neconsumată, cu coroana scurgându-se coclită, cu iubirea neiubită, cu viața neviețuită. Erai pe cai mari. Când ai ajuns praful de sub copitele cailor, ai încetat să înțelegi propria poveste? Când și unde ai ajuns să nu mai știi cine te privește din oglindă? Când și unde ai călcat în gol și a început prăbușirea? Hai mă, trage trei fumuri. Bem și ne tutuim pentru totdeauna. Ei! Uite cine a făcut ochișori. Am scăpat din închisoarea lui bărbatul meu ca să mă duc tu aici să mă la tine cum ți-o tragi cum... Nu, sub nicio formă. Eu cred că viața ta e importantă. Ai și tu dreptul la libertatea ta. Știi de ce mă atragi? De ce te atrag? Ce ai făcut tu lui Adrian, mi-a făcut Delia mie. Să mor de n-ar merita să iau un femur de-a lui fratele meu să recărp capul cu el. Cum e? Ce face? În cât timp își revine? Eu vreau să te ajut, dar trebuie să mă ajut și tu pe mine. Nu, te rog, te rog, nu. Tu rămâi cu armăsarul ăsta al tău, trăiți-a fericit până la dânci pătrâneți, eu nu vreau să mai stau. Vă anunț că mandatul de 24 de ore de arest preventiv a expirat și nu a fost prelungit. Cu alte cuvinte, sunteți liberi. Zi-vă, zi, că te omor, bă, te omor! Cu mâna mea te omor, bă! Dacă nu o să scot eu din ție unul câte unul de să rămâi tu fără zâmbet. Cine m-a dat banii să mă scoateți din arest? Acum te duci și faci rost de mandat de percheziție pentru casa Anuței. Bob Zăbavă. Acum am spus! Ce surpriză. Te rog.